بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتا 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 دا بتمن. Salutare și bine ai venit la un nou video la mine pe canal. Astăzi nu pot să fac live cu Weekend League, însă am zis că neapărat trebuie să postez ceva, așa că am făcut un SBC cu Icon, o să vedem despre ce e vorba. Și avem și 11 roșii ineficienți, incapabili și nefolosibili pe care îi băgăm în update. Hai să mergem repede, repede, repede să deschidem pachetele, să facem update-ul, să facem tot ce trebuie să facem ca să fie o seară numai bună. Aceștia sunt cei 11 de care vreau să mă lepăd, de care nu am nevoie. Cel mai mare este de 84, deci nu am nimic folosibil aici. Arată bine sara asta cu foarte mult pace, arată amuzant acest rosar, dar să fim serioși, nu avem nevoie de nimeni de aici și sperăm la ceva foarte, foarte bun, la un 86 plus 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 și să vedem ce ne dă EA Sports, ce ne dă. Momentul adevărului, upgrade de Foot Champion. Okay. Ok, ok, Morata, Casemiro și Bruno Fernandes. Nu-i rău, nu-i rău deloc, nu-i rău absolut deloc. Aș fi tentat să iau Casemiro, că e 91, dar îl luăm pe Bruno Fernandes. Cred că se și poate integra în echipa noastră, e un 4-4, hai, balance, agility, decent, îi dai acolo ceva ca să-i crească, are stamina, aduce tot meciul, ball control, composure, penaltiuri, curve bun, arată bine, are și death awareness foarte bun, s-ar putea să-l jucăm. Bruno Fernandes, chiar e un upgrade bun, e un pic bun, nu ne putem plânge absolut deloc. Și avem 6 pachetele plus Prime Icon Pack. Avem un Prime Icon Pack. Ne încălzim întâi cu aceste pachetele, ușor, ușor, până la Icon Pack-ul ăla. Sincer, nici nu știu ce-mi doresc. Îmi doresc un atacant, dacă stau să mă gândesc. Îl am pe Ronaldo, dacă îmi vine un atacant forță, îl pot vinde pe Ronaldo și pot avea, cât e acum, 600-700 de mii. Cam acolo cred că bate Cristiano și o să ajung la un 800 de mii. Deci mi-ar prinde foarte, foarte bine un atacant bun. Bineînțeles că aici ne gândim la Grasul, ne gândim la Pele, ne gândim la un Cruyff. Vom vedea ce vom reuși. E foarte, foarte complicat. Ori îmi trebuie un Gullit în locul lui Essien să-l schimb, ori un fundaș central insane, un Ferdinand poate în locul lui Van Dijk, ori Capita, chiar nu știu ce mi-ar trebui să integrez ușor în echipă și cumva să nu-mi pare rău de ce am în echipă. Ultimul 75 plus nu este o cam, nu am avut nimic în pachetele astea, nici nu speram la ceva. Avem aici un McGregor de 76, bun, nu ne-a dat nimic ca bun cât să ne taie bulanul de la Prime Icon Pack. E baby, e mid, e prime, e moments. Avem prime, acum am apăsat. Hai să vedem, dăm te rog frumos un steag bun. Dăm te rog frumos un steag bun, o naționalitate bună. Avem, nu pot să cred așa ceva. Avem Litman în... Avem... Literalmente nu am cum să-l folosesc. Nu pot să cred așa ceva. N-am ce să fac cu el, nu am unde să... Îi trec, vai de viața mea. Cred că ceva mai dezamăgitor nu putea să pice. Wow. Wow. Nu pot să cred așa ceva. Ăsta e norocul nostru. Ăsta e norocul nostru pe contul meu. Aia e.
Nu ai ce să-i faci. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la video ăsta. Așa de milă, dați un like acolo și un subscribe. Până data viitoare, jucați FIFA. Că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen.